Cât costă telefonul de ei? Să știi că tot stau să mă gândesc pentru cât să-l vând. Nu arată nimic, n-am ce să vă arăt. Nimic. E neprețuit ca și al tău de altfel, pentru că, na, sunt amintiri plăcute. Da, 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 da. Ce amintire, nu știu, care este cea mai frumoasă poză care îți place, pe care o ai în telefon? Cu cine e? Bănesc că o copii. Știi că e greu, pentru că eu am toate pozele de la nașterea copiilor, adică după când îi țin în brațe și e greu să decid, dar cred că asta e cea mai frumoasă sau poză la fiecare naștere, să zicem. Da. Asta cred că te încarcă și te aduce zâmbetul pe buze când le vezi. Nu-mi vine să cred că te-au crescut, nu-mi vine să cred că am trecut prin așa ceva, adică nu știu, eu încă mă consider pe interior un copil, știi? Și nu-mi vine să cred că am dat viață. Și nu doar o dată, dar de trei ori sunt mereu. Nu știu, mă fascinează treaba asta și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoși. I love it, I love it from you. You keep me coming back cause I just love how you move. Care e stilul tău vestimentar? Că eu te-am văzut și sport și elegant și... În mare îmi place să fiu sport. Adică mă simt cel mai bine sport. Lejer, dar sexy, cu puțin de sexy. Da. Dar îmi place să fiu și feminină. Știu că mulți oameni mă prefer așa, în stilul ăsta mai feminin, dar eu personal mă simt foarte bine că sunt îmbrăcată în training. Training? Da. Da, într-un training. Ai vreun truc de frumusețe? Un truc? Nu. Mi-ar plăcea să am un truc de frumusețe, pe cuvânt. Nu am. Nu faci nimic special? Nu, adică folosesc, am o rutină de, cum zic, de piele normală, să te demachezi și să-ți pui cremă hidratată. În rest mai fac, trebuie să, am uitat să zic asta, mai fac odată la 3 luni un tratament PRP se cheamă, la față și îmi regenerează totul și asta mă ajută să-mi mențin tenul. Mai ales să ajut și la riduri să nu apară mai repede și tot mai departe. Să nu apară mai repede, da. Asta trebuie să învățăm, să folosim niște chestii care ne ajută să prevenim. Pentru păr, la fel, am cineva care are grijă de părul meu, pentru că eu acasă, sincer, nu stau să-mi pun măști, să... nimic, nu. Nici nu-ți prea place. Cum? Da, nu că nu-mi prea place, am părul lung și mi-e lene. Atât. Atât de simplu. În dressing-ul tău se găsesc haine sau produse vestimentare de firmă sau de... Oh, băi de mine! Am zis, când ai pronunțat dressing, mi-am gândit acasă la mine ce este. Nu mai am loc de haine. Nu mai am loc. Doar de ale tale? De ale mele și de ale lui. Îți dai seama că și el e artist și obsedat de haine și suntem așa... Calcul hainele băieților. Că bănuiesc că le cumpărați mai nou, cred că le cumpărați și lor non-stop. Nu, la băieți să știi că am învățat să refolosesc. E bine că, spre exemplu, hainele lui Dominic acum îl folosesc pentru Achim. Mi se pare practic. Contează dacă e mai scump sau dacă e mai ieftin? Bine, sincer, nu stau să mă gândesc la asta acum. Bine, ai vrea să mă întreb dacă contează? Dacă găsești o haină de 10 lei, care îți place? O iei sau nu o iei? Da, normal. De 10 lei, ziceai? Nu, am dat așa o sumă, să fie ieftin. Da, dacă arată, dacă e pe placul meu, cum să nu? Eu iau și haine de la locuri vintage sau second hand, care mi se par mai cool. Cum să nu? Încep să-ți faci singur apariția, de exemplu, dacă vii la eveniment astăzi, ți l-ai făcut singur, te-ai gândit singură cum te îmbraci sau apelezi la un... Am o stilistă și am ajută foarte mult, mai ales când am evenimente sau cântări, dar în mare ne combinăm ideile. Adică uneori vin... depinde. Cum mă simt eu? Dacă simt că am ceva care îmi place acasă și n-am purtat, port eu. Dacă simt, zic, băi, n-am nimic de purtat, apelez la stilista mea. Mulțumesc! Seara asta ea m-a ajutat să decid. Adică mi-a arătat câteva chestii și asta a fost gen. A zis, băi, ți-am ales niște chestii care cred că ți-ar plăcea și pe aia eu am luat decizia finală și am zis că mă simt cel mai bine așa. Alex, unde l-ai lăsat?
Acasă cu copiii. Da. Nu, că am muncit cel mai devreme, dar facem cu schimbul.